Cartierul Policlinică devine pe zi ce trece tot mai periculos pentru giurgiuvenii care locuiesc aici. Totul din cauza câinilor maidanezi care se înmulțesc necontrolat. Pentru două mame și copiilor, ziua de ieri putea să se termine tragic dacă vecinii nu le săreau un ajutor. Femeile au fost atacate de o haită de câini în timp ce se întorceau acasă de la bâlci. Una dintre femei spune că, deși este iubitoare de animale, nu poate trece peste faptul că viața propriului copil a fost pusă în pericol și nu dorește decât ca cei care se ocupă de problema maidanezilor să își facă treaba. În jurul 22:30, când ne-am întors cu copiii, eu și prietena mea, la intrarea pe potecă spre blocul A3, am fost atacați de o haită de câini. Cred că, nu știu dacă am reușit să număr sau în condițiile alea mi s-au părut că sunt foarte mulți, dar erau chiar destui. Am încercat să îi potolim, să nu avem nicio reacție față de ei, dar nu s-a putut. Erau foarte agresivi, întărâtați, nu știu din care motiv. Cert este că am asigurat copiii, am realizat într-un final că am făcut un lucru greșit, spunându-le să meargă în mijlocul șoselii, dar era singura zonă luminată. În momentul în care am țipat și am strigat, vecinii de aici de la magazin au sărit într-adevăr, dar era deja foarte târziu. Prietena mea era prinsă între boscheții aceștia, eu reușisem să ajung la copii. Au sărit și au aruncat cu niște pietre bolovane, habar nu am. Cert este că acest lucru mai rău i-a întărâtat, că aproape au ajuns până la intrarea în magazin, în agresivitatea în care o aveau și... Nu știu, e primul eveniment de asemenea învergură. N-aș vrea să fiu un martor la un eveniment mai tragic. Faptul că femeia a fost atacată și că zona este plină de câini au fost confirmate și de alți cetățeni care locuiesc aici. Oamenii spun că seara și dimineața nu pot merge liniștiți pe stradă din cauza maidanezilor care au devenit tot mai agresivi. Da, într-adevăr, sunt foarte mulți și este destul de periculos că mai vin și copiii. O să înceapă școala acum și eu am o nepoțică și vine de la școală, vine chiar pe aici, pe aleea asta, și aici a fost nenorocirea seara. Seara, dacă veniți, știți ce e aici de câini? Nu poți să trăiești, domnule, nu poți să vii. Să-l întrebați pe băiatul ăsta că dacă nu ieșea el să-l ia apere... Seara am înțeles că o doamnă a fost atacată. Dar în fiecare seară este, foarte mulți câini. V-am înțeles, aseară am înțeles că a fost o doamnă atacată cu copil. Da. Ați fost de față? Nu. Eram aici la bancă când au venit. Când au venit fetele, eram la bancă. Și zice, aolo, dacă nu era Edi de aici de la magazin, pe noi, noi nu puteam să trecem, era zgâriată când intrase pe niște vreascuri de-astea. Nu puteam să trecem de câini. Având în vedere această situație, TV Giurgiu a solicitat un punct de vedere și persoanelor responsabile cu strângerea maidanezilor de pe străzi. Șeful serviciului, Gina Isaia, confirmă incidentul de aseară și spune că imediat ce i s-a adus la cunoștință a luat măsuri. Cunosc evenimentul, mi-a fost adus la cunoștință și de către reprezentanții primăriei și de către persoana care a fost atacată. Am trimis echipajul de capturare, acționează în zonă. Chiar și în momentul de față, ei se află acolo pentru a strânge câini fără stăpân. Cât despre strângerea câinilor de pe străzile orașului și locurile rămase disponibile în țarcul amenajat special pentru maidanezi. Avem peste 480 de animale întreținute în momentul de față în adăpost. Se capturează o medie de 8-9 câini pe zi și cu tranquilizant și normal cu crosa de capturare. Chiar dacă aseară cele două femei au scăpat nemușcate de maidanezi, nu putem fi siguri că în această seară alte persoane ar putea avea același noroc. Cert este că străzile municipiului au devenit periculoase, mai ales pentru copii, și asta din cauza faptului că autoritățile locale s-au arătat depășite de situația maidanezilor. Pe lângă neputința autorităților se mai adaugă și persoanele așa zise iubitoare de animale, care aleg să hrănească câinii fără să se gândească că pun viața în pericol a celor care nu doresc să facă acest lucru sau nu pot.